Bună seara și bun găsit la săptămânala întâlnire cu avocatul dumneavoastră. Vă vorbim în această seară despre succesiune și alte câteva elemente de dreptul familiei. Invitatul meu în studio este domnul avocat Ovidiu Șerban. Vom avea apoi informații despre alocația de stat pentru copiii născuți în străinătate și pentru cei căror părinți au naționalități sau domicilii diferite, într-un interviu realizat de colega mea Aura Iosif cu doamna Georgeta Diana Borș, director al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. La rubrica Info avem detalii despre procedura de divorț în Spania, oferite de doamna avocat Ramona Maria Bodescu. Începem însă cu informații oferite în direct de la Barcelona de domnul avocat Alexandru George Lazar despre situația din Spania, țară care urcă din nou în topul celor mai afectate de coronavirus. Nu uitați însă că ne puteți urmări live și pe pagina de Facebook ATVR Internațional și că vă așteptăm telefoanele la numerele de telefon afișate pe ecran. Bună seara, domnul avocat, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc de invitație! Bună seara, domnule avocat Alexandru George Lazar, și mulțumesc încă o dată pentru ajutorul dumneavoastră! Bună seara, eu vă mulțumesc, este o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră și alături de colegul avocat invitat. În Spania trăiește o comunitate mare de români, de aceea am și vrut să le oferim câteva informații telespectatorilor noștri. Sunt foarte mulți interesați de ce se întâmplă acolo, fie că au rude, fie că au prieteni, fie că vor pur și simplu să știe dacă pot să plece către Spania sau nu. Ce s-a schimbat de la ultima dumneavoastră intervenție? O noutate care merită să fie menționată la început este situația din Madrid. Practic, pe 9 octombrie, vineri, în Madrid s-a decretat stare de urgență. Durata va fi de 15 zile. Când vorbim de comunitatea din Madrid, sunt mai multe localități, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, capitala, Móstoles, Parla și Torrejón. În mare, ce presupune acest lucru? Practic, persoanele sunt rugate să nu părăsească domiciliu decât în cazul în care este strict necesar. Ce se înțelege prin strict necesar este să meargă la locul de muncă, să meargă la liceu, facultate, etc. Și să-și desfășoare activitățile cotidiene necesare. Deci, practic, se închid parcurile pentru copii, de exemplu, restaurantele, dacă rămân deschise, da, rămân deschise restaurantele, dar se reduce numărul persoanelor care și pot... Și în interior sunt deschise? Și în interior sunt deschise, dar se reduce drastic numărul de persoanelor care pot sta în interior, dacă nu mă înșel, la 50% din capacitate și pe terase la 60% din capacitate. Asta pe de o parte. Altă întrebare foarte frecventă este dacă se poate trece dintr-o localitate, dintr-un municipiu în altul. Se poate trece doar dacă ne aflăm în situațiile anterioare. Deci, practic, dacă o persoană, de exemplu, își are reședința într-un municipiu menționat, să zicem, în Madrid, și trebuie să meargă în Alcorcón ca să lucreze, evident, poate să meargă. Dar ca să-și viziteze niște prieteni în municipiul afectat, nu se poate călători și viceversa. Deci, practic, Madridul este închis în acest moment pentru străini, pentru cei care nu locuiesc în comunitate. Da, relativ închis, încă o dată. Depinde de scopul vizitelor. Dar da, am putea să spunem că este închis. Măsura este adoptată doar pentru 15 zile deocamdată și să vedem ce va urma. Ce este interesant din punct de vedere juridic este că anterior ministrul sănătății, printr-o ordonanță ministerială, adoptase aceeași măsură, care a fost anulată de Tribunalul Superior de Justiție al Comunității din Madrid. Și astfel, atunci, primul ministru a trebuit să adopte, așa cum s-a întâmplat și în martie, dacă ne amintim, da, un decret pentru a evita, practic, nulitatea deciziei. De ce se întâmplă și acolo, practic, aceste lucruri pe care nu le înțeleg? Până la urmă au fost justificate aceste măsuri, sunt justificate de numărul mare de îmbolnăviri. Sunt justificate, dar din păcate, asta cred că se întâmplă în mai multe locuri, aici intervine și
acest numitul clinș politic, așa spun ziariștii, și este o întrebare foarte bună, pentru că mai multe lume s-au făcut-o, de ce în alte comunități nu s-au anulat măsurile adoptate pentru comunitatea respectivă. Răspunsul ar putea veni de aici, evident, dar în același timp poate fi și, asta poate să fie și o opinie pur și simplu mediatică. De ce vă spun asta? Pentru că întotdeauna, ca să se schimbe ceva, este nevoie de o persoană, de orice cetățean, să se plângă. Aici nu avem de unde să știm dacă cetățeanul X care a mers, pe care a judiciară, să-și apere dreptul și să atace tipul de ordonanță adoptată, cum s-a întâmplat în Madrid, a făcut-o pur și simplu din convingerea că trebuie să facă lucrul acesta sau avea vreo considerentă politică. Aici nu cunosc cazul și n-am cum să intru, dar ar putea să fie una dintre cele două ipoteze. Am înțeles, o ultimă întrebare, școlile funcționează încă sau se învață online? Școlile, da, funcționează. Cum spuneam și înainte, măsurile sunt drastice și depinde iarăși de fiecare comunitate autonomă în parte, pentru că comunitățile autonome au independență din punct de vedere educațional, chiar dacă trebuie în parte să se coordoneze cu Madrid, partea centrală, dar aici depinde de la comunitate la comunitate. În Barcelona situația este un pic mai relaxată, înțeleg că... Da, trăim un moment bun, să spunem așa. Au scăzut drastic cazurile, iar din ceea ce văd în fiecare zi, aici vă povestesc ca Alexandru cetățean, nu ca Alexandru avocat și așa mai departe, observ că oamenii sunt conștienți că trebuie să fim solidari, aș spune, practic să respectăm normele ce ne sunt recomandate, să purtăm mască, să ne dezinfectăm, etc., etc. Asta ajută foarte tare la scăderea cazurilor. Mai sunt turiști în Barcelona? Încep să fie din ce în ce mai mult. Pe mine personal mă bucură, pentru că mi se părea, cum povesteam și în ocazia anterioare, mă consider că Barcelona fără turiști este așa ca un studio al unui film western gol. Dar da, au început să fie și turiști. Majoritatea turiștilor, evident, sunt mai mult turiști francezi, pentru că e mult mai ușor să vină din zona Franței și așa mai departe. Dar încet, eu cred că, și asta bănuiesc că se întâmplă cam în orice regiune din Europa și în general bănuiesc că și din lume, oamenii ne dă seama că noua normalitate, să zicem așa, cum tot o auzim la televizor, nu știm cât va dura și astfel să ne înghețăm practic viața cotidiană nu mai este neapărat o soluție. Și astfel începem să avem activități cotidiene încet cu încetul, dar, repet, important cu alte reguli. Este cu alte reguli să fim responsabili. Da. Domnule avocat, vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să ne reauzim sănătoși și să ne vedem eventual într-o vreme cu o altă normalitate. Revenim în studio. Domnule avocat, bine ați venit. Sunteți prima dată la noi. Vă mulțumesc frumos de invitație. Da, este prima dată. Cum v-ați adaptat la această nouă normalitate? Și la noi este o altă, alt tip de normalitate. Da. Eu, ca și alți colegi de-ai mei, am fost printre cei care în perioada stării de urgență am avut de gestionat dosare care primeau termene chiar și atunci, pricini urgente, în materie de minori, în materie de contencios administrativ, și a trebuit la acel moment cu mănuși, mască, să mergem în instanță. A fost un pic dificil, nu eram obișnuiți, ne era teamă că punem mâna pe un dosar sau pe ceva și luăm COVID, nu știam exact. Adevărul că am înțeles că pe hârtie rămâne și mai mult virusul. Așa am auzit și noi. Astăzi așa se spunea, da. Și ne-a fost puțin teamă, dar ulterior ne-am obișnuit cu, așa cum spunea și colegul din Spania, cu această nouă realitate. În fiecare zi mergem la instanță cu masca pe față, punem concluzii în fața instanțelor cu masca pe față.
Da, ne înțelegem. Mă rog, este mai greu în anumite instanțe unde există și un geam de plexiglas în fața pupitrului avocaților, încă un geam de plexiglas în fața instanței, cu măștile acoperă fața. Este mult mai greu să citim pe buze, că chiar dacă ne dăm seama, foarte mult înțelegem citind pe buze. Și atunci, dacă, nu știu, judecătorul sau colegul vorbește mai încet, trebuie să faci puține eforturi să înțelegi ce spune. Cum spunea un medic, ne acoperim gura și nu mai auzim cu urechile. Da, da, întâmplarea face că mi s-a întâmplat ca o instanță să-mi reproșeze că vorbesc totuși prea tare și am reușit să o sperii, pentru că la fel mi se părea că există această barieră și aude, pur, da. Eu o auzeam cu greu și am încercat să vorbesc mai tare și am spus atunci mai încet, ok, mai încet, vorbim mai încet. Deci trebuie să ne adaptăm acestei noi realități. Din păcate, noi am venit cu starea de urgență după ce instanțele avuseseră o perioadă de grevă de aproximativ 3 luni, dacă nu mă înșel, deci la începutul anului până la începutul lunii martie, instanțele au fost în grevă, s-au judecat doar cauzele urgente, nu știu, cauze cu arestați, cauze cu minori, suspendări de executare și atunci s-au adunat foarte, foarte multe dosare rămase, în care nu s-a mai făcut nimic, practic, în această perioadă. Și după aceea a venit starea de urgență cu 2 luni de zile în care știm bine ce a fost, astfel că de la 15 mai, practic, am intrat într-un foc continuu. Vacanța judecătorească anul ăsta a fost o singură lună. Și de atunci suntem în această stare unde trebuie să ne adaptăm. Că altfel n-avem cum să facem. Să rămânem sănătoși în această stare. Da, pentru că dacă în martie sau aprilie, când vă spuneam, mi-era puțin teamă că nu știam cum o să fie și cum ne putem îmbolnăvi, acum ne-am adaptat, dar în același timp, în martie erau 200 de cazuri sau 300 de cazuri pe zi, acum am depășit 3.000, estimările sunt pentru 4-5.000. Da, Dumnezeu, să ne oprim aici, da. Da, da. Noi am anunțat ca tema astăzi succesiunea, încercăm și noi să ne obișnim și să mergem cu emisiunea în ritmul ei normal. Avem deja un prim telefon de la o doamnă din Germania. Bună seara, doamnă! Ia, bună seara! Cum vă numiți? Bună seara! Mă numesc Maria. Vă ascultăm. Și am 2 întrebări pentru domnul avocat. Vă rog. Prima întrebare este legată de faptul că eu trebuie să fac o împuternicire prin procură specială pentru sora mea care locuiește în România ca să mă reprezinte la vânzarea pământului moștenit legal de la mama noastră. Întrebarea este, unde se poate face această procură specială la notar aici în Germania, deoarece eu am numai cetățenie germană, sau la consulatul român din Germania? La consulatul român din Germania îmi permit să vă răspund eu la această întrebare. Este cel mai sigur și cel mai simplu, că așa poate să vină și în România, spre exemplu, să facă. Acum, vă rog. Și acum, există un formular special pe care îl dă consulatul? Las pe domnul avocat să vă explice ce înseamnă această procură specială și ce condiții trebuie să îndeplinească. Da, bună seara. Această procură specială, într-adevăr, are o formulă sacramentală, dumneavoastră împuterniciți pe dumneavoastră în calitate de mandant, împuterniciți pe mandatar să efectueze anumite acte și fapte juridice. Da. Într-adevăr, este o formulă care urmează să fie, sau mă rog, pe care o cunosc cei persoanele de specialitate de la consulat și dumneavoastră trebuie doar să indicați ce anume doriți să faceți, pentru ce anume se dă această împuternicire. Foarte exact, trebuie să spună bineînțeles, pentru ce. Bineînțeles, anume. Pentru că limitele mandatului sunt stabilite prin această procură și atunci poate să influențeze chiar valabilitatea tranzacției în măsura în care nu este descris cum trebuie bunul, înțeleg că e un imobil. Și atunci este foarte, foarte important să fie explicat foarte clar pentru ce se dă mandatul și cât durează. Deci formularul se ia de la consulat. Nu este un formular neapărat, dar a spus domnul avocat că veți fi ajutată. Sunt persoane pregătite, oameni specialiști acolo care vă vor ajuta. Este un document care se întocmește de dumnealor pe baza informațiilor pe care dumneavoastră le dați. Bun, deci asta a fost pe mine. Vă mulțumesc foarte mult. Acum a doua întrebare este legată de următoarea situație. Acum 6 ani, adică în 2014, am vândut pământul moștenit de la mama noastră prin actul încheiat la notar, denumit
denumit promisiune sinagmatică. Promisiune sinalagmatică, probabil. Da. Însemnând ce, domnul avocat? Întrebarea promisiune de vânzare-cumpărare. Întrebarea este dacă pe baza acestui act, cumpărătorul se poate să intabuleze pământul fără să existe un contract de vânzare-cumpărare. Deci, aici sunt mai multe lucruri care nu sunt foarte clare. Înțeleg că dumneavoastră ați moștenit de la mama dumneavoastră acest teren. Da. Dar acest teren intrase în patrimoniul mamei dumneavoastră printr-o promisiune, spuneți dumneavoastră, de vânzare sau îl stăpânea în baza unei promisiuni de vânzare-cumpărare. Ori printr-o promisiune de vânzare-cumpărare doar se promite că se va transmite la un anumit moment un drept. Un act de proprietate. Nu, exact, nu este un act translativ de proprietate. Deci este posibil, în funcție de situația concretă juridică a imobilului, ca dumneavoastră să nu fi dobândit, sau de fapt nu dumneavoastră, autoarea dumneavoastră, mama dumneavoastră, să nu fi dobândit în realitate proprietate și să fi stăpânit acel bun, pur și simplu. Și aici sunt alte instituții care se aplică, dacă trebuie verificat dacă a dobândit proprietatea prin alte moduri de dobândire, poate o uzucapiune, o prescripție achizitivă, și dacă în raport de asta avea calitatea de proprietar, pentru că numai dacă avea calitatea de proprietar, poate să transmită mai departe prin vânzare proprietatea. Da. Cel mai bine ar fi să vadă actele dumneavoastră un avocat cu actele, da, cu documentele în față, pentru e mult mai simplu. Din ce îmi spuneți noastră, situația nu e foarte clară, foarte clară. Și atunci pe baza acestui act, cumpărătorul nu poate să intabuleze pământul? Păi ca să poată să intabuleze pământul, ar trebui mai întâi să aibă calitatea de proprietar. Și ca să poată să dobândească calitatea de proprietar, trebuie întâi să aibă cine să-i transmită această calitate. Calitatea de proprietar poate fi transmisă doar de un proprietar. Și aici trebuie verificat dacă într-adevăr mama dumneavoastră a avut această calitate. Dobândită, probabil, dacă l-a stăpânit un anumit interval de timp, 10, 20 de ani sau chiar 30 de ani, prin uzucapiune. Dacă dar nu avea acesta un act. Se face în instanță, deci act de proprietate înseamnă ori contract de vânzare-cumpărare, ori o sentință a instanței, sau ori un titlu de proprietate. Un titlu de proprietate emis de o autoritate publică, nu știu, o decizie a prefectului, a primarului, după caz. Și trebuie văzut în concret dacă a avut acest drept. Există acest titlu de proprietar. Da. Numai puțin. Mama mea nu mai trăiește. Și noi am primit moștenire, am făcut-o legal, moștenirea de pământ, am trecut-o pe numele nostru, adică noi suntem patru frați. Deci proprietarii suntem noi patru frați. Înseamnă că a existat mama dumneavoastră, a avut un astfel de act de vânzare, cumpărare sau de proprietate, cum spuneam. Da. Dacă notarul nu a făcut o greșeală atunci când a dezbătut succesiunea, înseamnă că ați avut un astfel de drept de proprietate pe care s-a transmis la dumneavoastră moștenitorii prin intermediul succesiunii și atunci, da, puteți să vindeți mai departe imobilul și, evident, cel care îl cumpără, după aia nu că poate, ci este obligat să-l înscrie în cartea funciară. Să-l intabuleze. Da. Deci el are dreptul să facă acest lucru. Vă referiți la cine? Eu nu am înțeles foarte exact la ce vă... Deci dumneavoastră ați moștenit un pământ și ați făcut o promisiune cu cineva, dumneavoastră ați încheiat acest act. Da, deci noi cei patru frați am semnat la notar un act. O promisiune de vânzare. Da. Da, acest act se numește promisiune sinagmatică. Am înțeles. Cred că acum am înțeles ce vreți să spuneți de fapt. Deci dumneavoastră ați moștenit terenul de la mama dumneavoastră, dumneavoastră împreună cu frații dumneavoastră ați moștenit terenul de la mama dumneavoastră. Da. Bănuiesc că mama îl deținea în regulă pentru că altfel era complicat să dobândiți certificatul de moștenitor, iar dumneavoastră împreună cu frații ați decis să-l vindeți mai departe către un terț și ați încheiat cu acest terț o promisiune de vânzare-cumpărare, corect? Da. Bun. Dacă ați încheiat această promisiune, înseamnă că v-ați obligat ca la un anumit termen, în viitorul apropiat, să-i transferați dreptul de proprietate.
Aceasta valorează antecontract de vânzare, exact, cumpărare, și se poate nota în cartea funciară și se poate bloca cartea funciară în așa fel încât să nu mai poată fi vândut al cuiva până când nu se realizează promisiunea. Este clar? Ce înseamnă? Dice cumpărătorul, da, trebuie să facă intabularea. Nu trebuie neapărat. Nu cumpărătorul, notarul trimite, exact, la cartea funciară promisiunea respectivă. Și se face o notare cum că în legătură cu acel imobil există încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare. Atât. Deci cumpărătorul până asta la nu înseamnă că dobândește actului, exact, dreptul de proprietate, exact, cumpărătorul, și dumneavoastră nu pierdeți dreptul de proprietate. Dumneavoastră rămâneți în continuare proprietar împreună cu frații dumneavoastră sau cu ceilalți moștenitori și în momentul în care veți încheia contractul de vânzare-cumpărare, atunci se va transfera dreptul de proprietate. Până atunci, fiecare își păstrează calitatea de promitent vânzător, respectiv promitent cumpărător. Cumpărător. Ok. Good. Eu vă mulțumesc și foarte mult. Și noi mulțumim mult. N-aveți o seară ce, frumoasă. Da. Mai avem un telefon de la domnul Adrian Măceșanu. Bună seara, domnule. Bine ați revenit. Sper că aveți o întrebare pe tema emisiunii, nu aceeași pe care ne-a spus în ultimele 2 săptămâni. Nu. Vă rog. Eu, da, am 2 loturi proprietate personală, da, și atât am cumpărat acte în regulă pe numele meu, dar în urma decesului bunicilor m-am trezit proprietar pe teren, pe casă, pe toate cele, urmarea faptului că am plătit, cum era și normal, factura la curent, la... Deși taxa de succesiune nu s-a dezbătut niciodată, da, eu sunt proprietar pe terenuri agricole, pe... și problema cu pensia, cum a fost discutată în emisiunea anterioară, am fost aici la... Am înțeles. Deci vi s-a tăiat pensia deoarece aveți aceste, ca să înțeleagă domnul avocat, eu știu că în ultimele 2 săptămâni ați sunat și ne-ați explicat. Domnul a avut o pensie pe caz de boală pe care nu o mai primește pentru că nu a reușit să-și refacă dosarul. Din condiții de pandemie sau acum apare un alt element, iată, are aceste proprietăți, pe care de fapt nu le aveți. Vă spune, dar o să luați pe domnul avocat să detalieze. Dacă nu s-a dezbătut succesiunea, nu le aveți, chiar dacă plăteți impozite. Nu sunteți proprietar. Domnule avocat, vă rog să explicați. Să înțeleg că cei care au decedat și care erau proprietari bunurilor sunt bunicii dumneavoastră? Exact. Bun. Dumneavoastră puteți și părinții dumneavoastră mai sunt în viață? Numai unul. Și părintele care este în viață este copilul bunicilor care au decedat acum și au lăsat moștenirea? Tocmai asta voiam să vă spun, că trăiește doar mama și... Bunicii sunt din partea tatălui. Da, moștenirea este din partea tatălui. În această situație, dumneavoastră puteți sau aveți vocația să culegeți moștenirea bunicilor pentru că veniți la moștenire prin reprezentare. Ce înseamnă? Trebuie să explic acest termen. Vă rog, e tema emisiunii noastre, e bine să explicăm. Exact. Prin reprezentare înseamnă că nepotul ia locul tatălui la moștenire prin ipoteza în care tatăl este, spre exemplu, decedat. Și atunci nepotul urcă în rang, vine prin reprezentare la moștenire. Dar așa se explică de ce dumneavoastră, cel puțin teoretic, vi s-a spus că sunteți moștenitor. Dar asta e doar o vocație la moștenire. Aveți o calitate, puteți avea exact, asta. De la avea vocație la moștenire până a dobândi calitatea de moștenitor, până a dobândi efectiv calitatea de moștenitor în concret asupra unor bunuri și a vi se emite certificatul de moștenitor cu privire la anumite bunuri, trebuie să se dezbată succesiunea. Cum ziceți dumneavoastră, sau cum se spune în popor în general, să se facă taxa de succesiune. Or, în ce înțeleg eu la dumneavoastră, nu ați fost la un notar unde să se dezbată această succesiune, corect? Niciodată, dar de ce doar nepotul
Nu, nu doar nepotul, ci toți moștenitorii bunicilor noastre. Dacă mai sunt alți nepoți, dacă mai sunt alți copii... Nu v-am înțeles. Puteți repeta, vă rog. Da, mai sunt și alți moștenitori. Păi, moștenirea se împarte. Da. Moștenirea se, mă rog, se împarte după regulile de la moștenire. În primul rând se împarte copiilor și dacă copiii nu mai sunt în viață, vin nepoții. Da? Dacă nu sunt nici această categorie de descendenți, apoi vedem colaterali, ascendenți, numai e cazul că vorbim de bunici. Vă rog. Și atunci, ca să ieșiți din impas, ce v-aș recomanda eu este să încercați să mergeți la un notar și să dezbateți succesiunea. Cu această ocazie vor fi citați toți moștenitorii. Vă întrerup pentru că eu știu că tot sună domnul Măceșanu. Nu are interesul să fie proprietar, deoarece beneficia de o pensie de boală. Nu? Nu? M-ați înțeles greșit. Vă rog să... Nu, dar n-am înțeles de ce eu am fost făcut proprietar în mod direct. Cum? Cine v-a făcut proprietar în mod direct? Eu, primăria. La registru agricol, terenurile agricole, doar eu, Măceșanu Adrian. Ați plătit vreun impozit vreodată? Da. Păi vedeți de aia. A fost mai comod pentru primul. Bun, haideți să vă explic și chestiunea asta. În general, autoritățile publice locale își doresc să colecteze impozite. Indiferent de la cine. N-au o preferință. Și atunci, în momentul în care proprietarul moare, dacă este cunoscut unul dintre moștenitori, acela este menționat în actele dumnealor și, evident, impozitul, decizia de impunere, este emisă pe numele persoanei respective. Evident, acesta este un act de administrare și, eventual, conservare al bunurilor din cadrul masei succesorale și, pentru că dumneavoastră faceți această cheltuială cu bunurile respective, ați putea să o recuperați în parte de la ceilalți moștenitori, pentru că toți sunt în egală măsură responsabili sau răspunzători de aceste costuri ale succesiunii. Și fie pun bani fiecare pentru a achita în mod egal aceste costuri, fie le achită unul dintre moștenitori și ulterior se desocotesc. Și de aceea dumneavoastră v-ați trezit peste noapte proprietar. Dar aceasta este o realitate doar factuală, nu este o realitate în drept. În drept nu sunteți proprietari, ci doar aveți calitatea de moștenitor sau, mă rog, mai degrabă, vocația la moștenire. Și atunci trebuie să faceți ceea ce încercați să vă spună domnul avocat și l-am întrerupt eu. Să mergeți la un notar public și ce are și de notarul acolo? Public urmează să citeze toți moștenitorii, se stabilește masa succesorală. În masa succesorală probabil sunt incluse bunurile respective și ulterior notarul stabilește... În cazul în care eu aș fi de rea credință și aș spune nu se poate, atunci ar trebui ei să se judece cu statul, nu? Cine sunt ei? Primăria? Sau la cine vă referiți ei? La sora și mătușa. Deci, în primul rând... Să spuneți dumneavoastră nu se poate, mă rog, puteți să spuneți, dar asta nu este un argument. Notarul public poate să dezbată o succesiune atâta vreme cât există o înțelegere deplină între moștenitori. În momentul în care moștenitorii nu se înțeleg, în momentul în care există disensiuni, atunci notarul suspendă dosarul succesoral și recomandă părților sau trimite părțile la instanță. Și instanța succesorală urmează să tranșeze aceste probleme. Deci, pentru a putea fi degrevat dumneavoastră de plată acestui impozit, trebuie mers la notarul public. Poate și ceilalți moștenitori vor merge cu dumneavoastră, rezolvați problema și atunci veți plăti impozit doar pe cota moștenită. Dacă îmi permiteți o secundă. Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți, ar trebui să mergeți la autoritatea locală, să arătați că pe lângă dumneavoastră mai sunt moștenitori și doamnele respective și să fie menționate și dumnealor
în registrul respectiv, astfel încât impozitul să fie datorat inclusiv de dumnealor și să plătiți, practic să nu mai plătiți impozitul integral dumneavoastră, să plătiți împărțit fiecare potrivit cotei. Da, este o soluție amiabilă, e o problemă care de fapt nu există, dar întrebam de ce statul procedează așa. V-a explicat domnul avocat, pentru că aici a fost cea mai comodă soluție. Vă știau pe dumneavoastră, v-au trecut pe dumneavoastră. Nu, da, ați, nu ați obiectat nimic, au zis... Ideea e să primim plată impozitul. Exact. Ați fost contribuabil bun platnic, v-ați dus, ați plătit impozitul. De ce aveau să se complice mai mult? Aș mai dori ca după întreruperea convorbirii să mi se dea și mie o adresă unde vă pot trimite o grămadă de acte ca să vedeți și dumneavoastră și toți telespectatorii cum procedează. Am înțeles. Televiziunea Română vă pot da eu acum, dar o să vă dicteze și colegii mei, Calea Dorobanților 191, sectorul 1, București. Vă așteptăm. Mulțumesc pentru telefon, sănătate multă și să ne auzim sănătoși. Revenim la succesiunea noastră. Diferența între succesiune și moștenire se face de foarte multe ori când se folosește un termen, când celălalt. Sunt sinonime. Nu există diferențe. Mă rog, termenul folosit mai des sau popular moștenire, succesiune, pare puțin mai elevat. Dar nu există. Practic înseamnă același lucru. Același lucru. Cum este reglementată legal succesiunea? Succesiunea o regăsim în Codul Civil. Ea a fost până în 2011 în Codul Civil 1864, Codul Civil Napoleon. Începând cu 2011, de când s-a adoptat noul cod. Noul cod, care nu mai e nou de mult, dar... Nu mai e, dar noi așa îi zicem ca să-l diferențiem de cel vechi. Care încă mai este în vigoare, care în încă procese. El nu mai este în vigoare, dar se aplică raporturilor juridice născute în... Mă rog, sunt mai multe detalii aici, dar nu o să intru în ele. Vechi, să spunem, exact, pe românește. Exact, raporturilor juridice născute anterior intrării în vigoare a noului cod. Acelea rămân în continuare guvernate de actul în vigoare la momentul deci când au luat naștere. Deci, cred că o să-i spunem tot nou. Cel puțin, da, probabil. Iar acum avem acest nou cod civil, care reglementează capitolul despre succesiuni de la 954, cred, din Codul Civil încolo și materia acolo o regăsim. S-a schimbat mult în acest nou cod civil? S-a schimbat fundamental ceva? Nu foarte multe lucruri. Sunt unele aspecte care pe care le regăseam înainte în deslegările, nu știu, fostului Tribunal Suprem, deslegările Curții Constituționale, deslegările anumitor instanțe de judecată, recurs în interesul legii de la Înalta Curte și toate acestea ulterior au fost cumva cooptate în cadrul Codului Civil nou, tocmai pentru o mai mare clarificare și să nu mai fie nevoie atunci când vrem să invocăm o anumită normă, să trebuiască să mergem la un recurs în interesul legii sau la altă dispoziție dintr-o altă lege. Să fie toate, practic asta s-a și dorit. S-a simplificat. Să fie toate într-un act unitar în Codul Civil. Și s-a mai făcut ceva, s-a adoptat un limbaj mai actual, ca să spun așa, pentru că... Era un pic ridicol totuși. Da, exact. Se foloseau anumiți termeni de la 1864, vă dați seama, limbajul a evoluat destul de mult și na, e binevenită schimbarea aceasta. Și era și timpul. Da. Da. De câte feluri este succesiunea? Păi, succesiunea este de două feluri. Succesiune sau moștenire legală și moștenire testamentară. Diferența este că moștenirea testamentară, așa cum îi spune și numele, are la bază un testament lăsat de defunct. Dacă nu avem un testament, atunci avem o moștenire legală. Asta înseamnă că aceasta este guvernată doar de lege. Practic, defunctul nu poate să intervină deloc în
modalitatea în care urmează să se împartă masa succesorală către moștenitori. În momentul în care defunctul lasă un testament, acesta schimbă ordinea pe care legiuitorul a avut-o în vedere și unii sunt favorizați, alții defavorizați. Dezvoltăm un pic această idee, cum schimbă testamentul această ordine, după ce îi răspundem domnului Ilie Diaconu. Bună seara, domnule! Sărmâine! De unde bună ne seara. Sunați? De la Vâlcea. Vă ascultăm. Doamna, pentru domnul avocat, am o problemă. Am avut un accident pe 18 decembrie. Am avut un accident pe 18 decembrie. Am auzit. Așa. În comuna Măciuca, județul Vâlcea. Da. Domnii polițiști de acolo, Deaconu și Ionescu, au pus apă noaptea, au pus niște bețivane, au pus apă noaptea. Am să vă rog fără nume, dacă se poate, deoarece persoanele pe care le citați nu sunt aici să răspundă. Deci doi polițiști, am înțeles. Da. Da? Și eu când am mers acolo, urcam o pantă, la ora 8 pe un set, era bungezală între zi și noapte. Și după aia a venit timpul, a apărut viața. Când am ieșit cu roțile din față de pe gheață, roțile din spate au venit și m-au împins pe o coastă prin lăstăriș, dacă nu era un prun gros să mă sprijin în el, coboram într-o văgăună și muream acolo jos. Și de atunci am fost de 4 ori în audiență la șeful poliției de la Vâlcea, nu a făcut nimic. Eu nu am înțeles cine v-a accidentat, nu am înțeles clar cum s-a întâmplat. Mai spuneți o dată, vă rog? Da. Doi polițiști din comuna Măciuca a pus doi bețivani să puie apă noaptea, că dimineața îngheța. Da. Unde? Așa. În comuna Măciuca, nu, unde a pus apa? Unde au pus apa? Pe stradă. Am înțeles. Mă întregeți. Și de acolo, cum am spus, că urca banda și după aia, vedeți, luminii erau sus. Când veneam în partea elantă, nu vedeam nimic jos, mă înțelegeți? Era o chestie, cum vă spun eu, acolo, în locul ăla, s-a mai produs accidentul tot la fel, punând apă. Și ați alunecat sau ce s-a întâmplat? Am derapat, am fărâmat mașina de tot, până când setul de la ambreiaj s-a dus ăla, am distrus pragul, farurile. Am înțeles. Și nu a rezolvat nimic șeful poliției de la Vâlcea. Vă rog, domnule avocat. Bună seara. Înțeleg problema noastră. Aici sunt câteva chestiuni care trebuie cumva semnalate. Noastră conduceați o mașină de serviciu, mașina noastră? Era o mașină turism sau camion? Ce anume era? Era o mașină... Volkswagen Polo. Mă rog, nu marca mă interesează. Era mașina noastră personală? Da, mașina mea personală. Ok. Și bănesc că nu aveți asigurare cascul aia, nu? Nu aveam cascul, dar aveam asigurare normală. Asigurare RCA. Bun, pentru că dacă ați fi avut asigurare casco, trebuia să deschideți un dosar de daună și vi se repara paguba în această modalitate. Neavând dosar, neavând asigurare casco, deși partea de drept penal nu pot să spun că e neapărat specializarea mea, nu mai fac de vreo 10 ani penal, mai mult. Ideea este că înțeleg că ați făcut o plângere la poliție și sunteți nemulțumit că poliția nu a luat nicio măsură. Acum, dacă dumneavoastră ați făcut plângerea la poliție, ăsta este primul pas corect pe care l-ați făcut. E foarte bine. În continuare, ar trebui dumnealor să verifice dacă într-adevăr apariția gheții a fost determinată de cauzată de un factor uman și atunci persoanele respective sau persoanelor respective li s-ar putea reține eventual o culpă sau pur și simplu e vorba despre un factor natural, caz în care nu cred că se poate reține răspunderea acestora. Dar, repet, această chestiune
prefer să nu, sau în această chestiune prefer să nu dau verdicte, nici nu e zona mea de specializare. Exact, trebuie să se facă o anchetă, poliția trebuie să facă o anchetă, e foarte bine că domnul i-a sesizat. Două secunde, dacă spuneți. Eu făceam să fi pus apă, să fi produs accident cu mașina poliției, eu eram arestat pe loc. O secundă. Ceea ce vă spune domnul avocat este că ați făcut bine că ați mers la poliție, dar dânsul nu poate da un verdict. Trebuie făcută o anchetă să se vadă dacă cineva a pus acea apă intenționat sau s-a întâmplat că a înghețat pur și simplu peste noapte. A plouat un pic și a înghețat. S-a scurs de undeva izvor, exact. Și a înghețat pe stradă. Și... deci, aici păi, este foarte... Puțin, domnul avocat, da. Ei au răspuns la chestia asta, că au refuzat să prezinte la fața locului. Păi înseamnă că n-au răspuns. Păi au refuzat să prezinte la fața locului cei doi polițai. După aia a fost audiență la șeful de la Bâlcea. Păi înțeleg și că nu... s-a rezolvat nimic. Păi înțeleg că nu polițiștii au pus apa, ci niște... Dar dumneavoastră, de unde știți că anumite persoane interpuse au făcut gestul ăsta? Aveți vreo probă în sensul ăsta? Păi numai puțin. Eu când m-am dus să-mi facă dovada pentru mașină și mi s-a luat declarație... Da. Ce s-a întâmplat? A venit Ionescu în camera de fără audiență. Nume, vă rog frumos. A venit un domn sau un polițist, vreți să spuneți. Așa. Și în timp ce mă audia celălalt polițist, el a venit, a intrat pe calculator și a scris să nu meargă la fața locului. Mă înțelegeți? Și de aceea am dedus că accidentul a fost produs de către ei. Bun. Eu aici am rezerve să am aceeași părere cu dumneavoastră. Nu văd, sau fără o probă nu putem să afirmăm lucrul ăsta. Exact, fapte, da. Pe de o parte. Pe de altă parte, aici există un lanț cauzal care trebuie avut în vedere între gestul unor oameni, să spunem că doi oameni mergeau pe stradă și... nu știu, au vărsat niște apă din greșeală pe drum, nu știu, aveau două găleți de apă, veneau cu ele și s-a rupt o toartă, s-a vărsat apă pe stradă. Dacă apa a înghețat și dumneavoastră ați trecut pe acolo și ați făcut accident, accidentul vă este imputabil dumneavoastră în egală măsură sau poate mai mult decât persoanelor care au vărsat apa. Da? Pentru că dumneavoastră trebuie să conduceți și pe drum uscat, și pe gheață, și pe zăpadă, și pe... La limita evitării oricărui pericol. Exact, evitării oricărui pericol. Dacă persoanele respective au făcut acest gest cu intenție, urmărindu-vă pe dumneavoastră și aruncând niște apă înainte, special pentru a vă pune în dificultate și a crea acel accident, deja vorbim de o chestie, de fapt, mai gravă, și evident ea urmează să fie încadrată de către instanțe. Dar aici sunt mult prea puține elemente ca să putem și, repet, nu sunt aici ca să dau eu verdict. Eu sunt aici ca să pot să dau niște sfaturi. Iar sfatul meu este că ați fost la poliție, ați depus plângere foarte bine lucrul ăsta. Ce puteți să faceți este să urmăriți în continuare soluțiile care vor fi date de organul de cercetare. Aveți căi de atac împotriva lor. Altceva nu pot să vă spun, pentru că nu cunosc speța în concret. Sunt niște acuzații pe care le aduceți, nu sunt probate. Trebuie... Am fost de două ori am înțeles. La început la Vâlcea, domnul avocat. Am înțeles. Știu, dar eu vă spun din experiență că nu este singurul caz care trenează pe rolul parchetelor de judecată sau secțiilor de poliție. Sunt numeroase care durează ani și ani de zile, unele chiar cu rezonanță publică destul de mare. Păi da, stați puțin, dar eu am fost amendat în Drăgășan că m-am dus să-mi cumpăr piese pentru mașină, 2 milioane de lei, eu le-am plătit. Am înțeles, domnul Diaconu, am înțeles. Din păcate, exact ceea ce a spus domnul avocat, urmați acești pași și nu aveți altceva de făcut decât să așteptați, reveniți la poliție și asta e tot în acest moment. Încercați să puneți presiune pe cât posibil legal pe dumnealor să vă soluționeze cauza. Dacă nu sunteți mulțumit de soluția pe care o vor da dumnealor... Am făcut memorul și la ministru de interne. Nici dânsul n-a făcut nimic. Eu zic că ar trebui să vă concentrați mai mult pe căile de atac prevăzute de lege, eventual să primiți consultație din partea unui avocat specializat și mai puțin să faceți memorii la ministrul de interne, președintele României și așa mai departe. Vă spun sincer că ați ridicat această problemă. Am întâlnit sau am auzit de-a lungul carierei
foarte mulți oameni care încearcă sau speră că făcând diverse memorii, diverse cereri, diverse plângeri pe la președintele României, Curtea Constituțională sau mai știu eu pe unde, au impresia că aceste instituții le vor rezolva probleme. Nu intră în atribuții. Exact. Există anumite căi prevăzute de lege și doar așa pot fi soluționate cererile. Altfel, dacă, nu știu, ministrul de interne nu are capacitate, nu are competența să soluționeze o plângere pe care dumneavoastră ați făcut, plângere penală pe care dumneavoastră ați făcut-o la secția de poliție din Vâlcea sau de, dacă am reținut corect. Da, da, da. Și atunci nici măcar n-ar putea să intervină cel mult dacă evenimentele sau situația de fapt o impune. Eu știu dacă se constată sau că sunt indicii unor grave abateri acolo, ar putea eventual să trimită un control. Dar, repet, pentru asta trebuie să existe niște soluții date. Deocamdată este un dosar aflat în stare de cercetare, la fel ca multe alte mii sau zeci de mii în țara asta care trenează pe rolul parchetelor. Bun, succes, răbdare și sănătate. Revenim la moștenirea testamentară, de moștenire legală. Da. În ce măsură un testament afectează această moștenire legală? Păi o afectează în măsura în care dorește, sau aproape în măsura în care dorește defunctul, cel care lasă testamentul. Pentru că dacă la moștenirea legală avem grupele de moștenitori, cele patru grupe, descendenți, adică copii, ascendenți, părinții, ascendenții sunt de două categorii, ascendenți o privilegiați, părinții, ascendenți ordinari, bunicii, spre exemplu, și la fel colaterali, frate, soră și tot așa până la gradul 4 colaterali. Aceasta este și soțul supraviețuitor. Aceștia sunt moștenitorii prevăzuți de lege. Prin testament poate să apară în rândul acestor moștenitori o persoană care să nu aibă nicio legătură cu defunctul, nicio legătură de rudeni, de sânge sau colaterală. După cum poate defunctul dorește să lase testament uneia dintre copii, spre exemplu, mai mulți, în detrimentul celorlalți. Aici sunt niște reguli și anume, sunt mai multe reguli, dar cea mai importantă este rezerva succesorală. Rezerva succesorală pe care o are soțul, pe care au copiii, în general moștenitorii care sunt apropiați de cei mai apropiați de defunct și soțul. Da? Această rezervă este jumate din cota care le-ar fi revenit în mod normal potrivit moștenirii legale. Și atunci, prin testament, dacă, să luăm un caz ipotetic, da? Există un defunct care are un singur copil, niciun alt moștenitor. Și, nu știu, singurul lui bun e un apartament, să zicem. Dacă defunctul dorește să lase acel apartament unui terț, da? Fără nicio legătură cu el, poate să o facă doar în limita a jumătate din această din și casa respectivă. Și practic nu poți lăsa altcuiva decât deci, jumătate din ceea prin ce testament ai. Nu se poate încălca rezerva succesorală a moștenitorilor. Detaliem ce înseamnă această rezervă succesorală, este o discuție întreagă după interviu realizat de colega mea Aura Iosif cu doamna Georgeta Diana Borș, director general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Dânsa ne va vorbi despre alocația de stat pentru copiii născuți în străinătate și pentru cei ai căror părinți locuiesc în străinătate. Revenim după aceea și vă așteptăm întrebările. Alocația pentru copii în România este un drept universal al copiilor care au vârste cuprinse între prima lună după nașterea lui și până la 18 ani. Plata alocației de stat pentru copii continuă și după 18 ani dacă tinerii continuă învățământul liceal sau gimnazial organizat potrivit legii. Orice copil care are cetățenie română și... Care are cetățenie română, care are vârsta între 0 și 18 ani și după 18 ani condiționat de continuarea studiilor învățământului liceal. Alocația de stat se solicită la primăria de domiciliu a reprezentantului legal al copilului. Se depune o cerere
și se atașează la cererea respectivă. Cererea este un formular tip prevăzut de legislație. Poate fi pus acest formular la dispoziția oricărui cetățean, fie de primărie, fie prin intermediul site-urilor lor sau chiar a agențiilor noastre teritoriale și agenției naționale. Și se adaugă, cum spuneam, actele de stare civilă ale părinților, ale copilului, respectiv cărțile de identitate și certificatul de naștere a copilului. În cazul copiilor născuți în străinătate sau în cazul copiilor ai căror părinți au naționalități diferite sau domicilii diferite, cum se poate proceda? Există un regulament european, regulamentul de securitate socială a lucrătorilor migranți, care este aplicabil tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, dar și statele ale spațiului economic european și Elveția, statul elvețian de asemenea, îi se aplică regulamentul. Astfel încât dacă copiii se nasc în străinătate, ei au un drept în raport de locul de reședință a părinților, dar în principal locul de activitate a acestora, da? Astfel încât copiii vor primi alocație în România, în situația în care părinții care au activitate în alte state membre ale Uniunii Europene nu primesc de acolo. Regula fiind aceea că dreptul se stabilește în raport de statul de activitate a cetățenilor. De exemplu, ca să fim mai aplicați, da? Dacă un părinte are ca stat de activitate Italia și celălalt părinte rămâne să locuiască în România unde și el are o activitate împreună cu copilul, atunci alocația de stat va fi acordată de statul român, unde avem un părinte care are activitate și unde e și domiciliul copilului, și statul italian va acorda eventual diferența între cuantumul pe care îl primește în România și cuantumul la care ar avea drept un statul italian, așa numitul complement diferențial. Am înțeles. Deci dacă unul dintre părinți lucrează legal în Italia, el poate depune acolo un dosar prin care să ceară acest drept pentru copilul lui, chiar dacă copilul locuiește în România. Da, se face un schimb de informații, un schimb de formulare, da? Deci, în principiu, dacă copilul locuiește în România și împreună cu un părinte care are activitate, competența primară este statului român, pentru că avem un părinte cu activitate în România și domiciliul copilului în România. Și atunci va depune părintele în România, iar părintele care are activitate legală va solicita diferența la care ar putea, pe care ar putea să o primească din diferența de cuantum. Să zicem că în România nu e 77 de euro, 78 de euro alocația de stat, o primește pe regulile de care am vorbit mai devreme pe baza solicitării și dacă în Italia alocația depășește acest cuantum, Italia poate plăti diferența între cei 77 de euro și de pildă 100 de euro cât ar primi în Italia. Dacă copilul însoțește părintele în statul de activitate, atunci competența este a statului de activitate unde este și domiciliul copilului. Legislația este foarte diferită de la stat la stat și cetățenii români care sunt legal în străinătate trebuie să știe că se pot adresa instituțiilor competente în plata beneficiilor sociale, printre care intră și alocația de stat de care am vorbit, conform regulilor din statul respectiv și se adresează instituțiilor competente din respectivul stat. De pildă, în cazul Germaniei, se vor adresa instituției care se numește Familie în Casă și care este competentă în stabilirea și plata alocațiilor pentru copii în Germania. Dacă însă copilul, de pildă, rămâne în România în întreținerea altor persoane, cum ar fi bunicii și așa mai departe, și avem o lege care obligă pe cetățenii străini să anunțe în momentul în care lasă copilul în România în sarcina altor persoane, atunci România va interveni și va plăti eventuala diferență. Dacă e de plătit diferență între cuantumul pe care îl primește părintele în statul de activitate și cuantumul din România. Dacă primești, de exemplu, din Spania 25 de euro și în România alocația este acum în jur de 77 de euro, atunci diferența o va plăti statul român numai în condițiile în care copilul rămâne în România. Dacă își însoțește părinții în străinătate, atunci nu se mai pune problema competenței statului român, se aplică exclusiv legislația statului respectiv.
Care sunt actele necesare pe care ar trebui să le depună un părinte în cazul în care unul dintre părinții lucrează legal în străinătate, iar celălalt este în România cu copiii? Dacă părintele care rămâne în România cu copilul are și el o activitate în România, va depune în România pe legislația națională. Da? Deci va depune cerere la primăria de domiciliu, cum am spus, pe formularul tip însoțit de actele de stare civilă românești. Dacă însă părintele rămas în România cu copilul nu are activitate, atunci părintele care are activitate în acel stat membru al Uniunii Europene sau spațiul economic european va accesa dreptul social din statul respectiv pe baza legislației din respectivul stat. Legislațiile sunt diferite. Fiecare stat are propriile reguli privind accesul beneficiilor sociale și cetățeanul din Italia va trebui să contacteze instituția competentă din Italia, să completeze formularele și să dea informațiile necesare corect și transparent instituțiilor de acolo și va primi dreptul de acolo. Dacă un copil locuiește împreună cu părinții lui în Spania, părinții au acolo o activitate legală, poate obține această alocație în Spania? În Spania lucrurile s-au modificat, în sensul că nu mai există o alocație de stat explicită, există un alt venit, un venit minim de inserție, să zicem așa, în care alocația de stat nu mai este drept distinct. Și ca atare, în acest moment, cetățenii din Spania nu vor putea accesa direct ceea ce înainte se numea alocația de stat. În cazul Italiei? În cazul Italiei lucrurile sunt la fel ca înainte, în sensul că există în continuare alocație de stat ca drept distinct, pentru că trebuie să precizăm, nu orice drept social este exportabil, să zic așa, în sensul că face obiectul de transfer a beneficiilor sociale, sunt exportabile alocația de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și prestațiile acordate persoanelor cu handicap, în zona de care răspundem noi, respectiv în zona de beneficii sociale. Și în cazul Germaniei? Germania acordă și alocație de stat în cuantumuri mai mari decât în România. Instituția competentă este familie în case, instituția la care cetățenii trebuie să se adreseze pentru a primi drepturile. Vreau să precizez că în orice situație, dacă cetățenii întâmpină dificultăți, ne pot contacta. Agenția Națională este organism de legătură cu toate celelalte instituții competente omologe, să zicem așa, din statele europene și putem nu numai să-i consiliem în mod direct pe cetățeni, ba chiar să înlesnim schimbul de informații, să facem ca aceste informații să circule mai rapid, astfel încât persoanele care sunt cetățeni români cu drept legal de muncă sau chiar șomeri, pentru că și șomerii pot intra în același regim de abordare, să poată să li se faciliteze drept. Noi avem și servicii teritoriale. În fiecare agenție de plăți și inspecție socială județeană se găsesc persoane care sunt responsabile și competente pe acest domeniu al emiterii formularelor, al consilierii persoanelor, fac tot ce trebuie în sensul că se suspendă, de exemplu, dreptul la alocație de stat în România dacă cetățeanul înțelege și poate să solicite în alt stat și primește acolo. Toate aceste lucruri sunt facilitate atât prin intermediul agențiilor județene cât și prin intermediul Agenției Naționale. Ei pot apela prin telefon sau trebuie să vină să se deplaseze și să se înființeze fizic? Pot apela telefonic, pot să-și ia coordonatele de contact și de pe site-ul Agenției Naționale de Plăți, unde se găsesc coordonatele de contact a tuturor agențiilor teritoriale. Pot adresa solicitări și prin e-mail, de pildă la Agenția Națională se pot adresa utilizând adresa de mail generală, să zic, spun așa, respectiv secretariat@mmanepis.ro. Dar o deschidere pe un motor de căutare, oricare ar fi el, pe Agenția Națională va furniza și coordonatele de contact, și date și informații, și unele întrebări la unele răspunsuri la unele întrebări pe care cetățenii le-au adresat, astfel încât eu cred că se pot lămuri și se pot informa corespunzător.
Există un schimb de informații între instituțiile similare din România și țările Uniunii Europene? Desigur, desigur. Regulamentul are niște formulare. Este important să știți că România în acest moment, printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană, care este de peste 1 milion de euro, derulează un proiect menit a îmbunătăți schimbul de informații, are componentă de IT și de comunicații, astfel încât schimbul de informații să nu se mai facă doar pe baza formularelor hârtie ca până acum, ci să fie locuite aceste formulare treptat pe schimbul de informații electronice. În acest moment urmează să se deruleze partea de instruire a colegilor noștri din agențiile teritoriale pentru utilizarea acestei aplicații. Și acest lucru este foarte bun pentru cetățeni, pentru că practic va scurta timpul în care se face schimbul de informații și în care practic cetățenii așteaptă în acest moment să se termine schimbul de informații, să se clarifice competența statelor. Deci practic reducem timpul de acces a cetățenilor la beneficiile sociale. Am revenit în studio și vă așteptăm telefoanele. Domnul avocat Ovidiu Șerban este aici lângă mine pentru a vă răspunde și dumneavoastră, dar și mie. Începusem discuția despre testament. Foarte interesantă, da. Pentru că foarte multă lume nu știe exact ceea ce mi-a spus acum, că un testament nu poate distruge tot, halunga toți moștenitorii de la moștenire. Deci, practic, la noi nu se poate dezmoșteni copilul, da? Pe da. Scurt. Da. Să mă rog. În principiu, ca să nu folosim așa, în principiu nu se poate dezmoșteni copilul de tot. De ca tot, să... da. Deci copilul, descendentul, are dreptul la rezerva succesorală. Acum există niște situații în care o persoană poate deveni nedemn a moștenii. Spre exemplu, există o nedemnitate de drept, adică în baza legii, dacă moștenitor sau prezumtivul moștenitor, cel care avea vocație să vină la moștenire, încearcă să-l ucidă sau chiar, Doamne ferește, îl ucide pe cel care ar urma să fie moștenit. Aceasta este nedemnitate și atunci, chiar dacă relația este de tată-copil sau mamă-fică, da, sau relație de gradul 1, atunci nu poate să vină la moștenire. Pentru că legiuitorul a vrut să evite situațiile în care, prin săvârșirea unei infracțiuni, cineva să dobândească un beneficiu. Și atunci avem aceste nedemnități. Dar, prin testament, că vorbeam de testamente, prin testament, practic, cel care lasă testamentul, în timpul vieții se poate gândi să gratifice pe cineva. Și atunci are o cotitate disponibilă, care diferă în funcție de ce moștenitori are, de grupa de moștenitori care vine la moștenire, și această cotitate disponibilă, în principiu, poate să facă ce dorește cu ea, da? Să o lase cui dorește, poate să o lase unui azil de bătrâni, poate să o lase uneia dintre copii, adică unul dintre ei să fie favorizat, poate să o lase unei alte rude, sau pur și simplu unui om de pe stradă. Spuneați ce cazul concret, avem un telefon? Întâi telefonul și după aceea întrebarea mea. Da. Bună seara, domnule Ciocoiu. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, de unde bună ne seara. Sunați? Ciocoiu Mihai, Ciocoiu. Că mă Ciocoiu, îmi cer scuze, seara. Din Italia, am văzut. Da. Bună seara. Domnul avocat, doamnă, uitați care este problema. Părinții noștri nu au... O secundă, da. Sunorul televizorului da. La mut și ne auziți la telefon, vă rog, da? Problema este care? Părinții noștri au decedat. Domnule Ciocoi, sonorul televizorului da. La mut, vă rog frumos, că nu ne înțelegem. Mulțumesc. Dar este că... Nu stați un pic în moment. Da, este, sunt departe de televizor, eu sunt afară. Se aude totuși, da, vă ascultăm. Știți care este problema? Nu ne înțelegem. Dacă o să vă întrerup din nou pentru că nu ne înțelegem. Dacă nu dați televizorul un pic mai încet, nu ne înțelegem. Sunt stabilit în Italia.
Da, nu m-am prins. Așa, vă ascultăm. Vă rog, mulțumesc. Două minute, că sunt probleme cu... Sigur. Sunt într-o zonă de munte. Am înțeles. Doamne. Da. Părinții noștri nu au știut cu carte. După Revoluție, ne-am trezit cu... Da. După Revoluție, ne-am trezit cu primărie făcută pe proprietate de boacă. Vă înțeleg foarte greu. Deci după Revoluție v-ați trezit cu ce? Nu mai faceți pauze, încercați să ne spuneți toată povestea. Cu acte de proprietărie. Da. Deci, făcute de primărie. Deci prin primărie. Dar bunicul și tata sunt în arhiva proprietarilor. Dacă vă ascultați la televizor, pierdem foarte mult timp. Vă rog, spuneți deci, care este povestea. Deci am înțeles că... Dar mai plătim pământul. Da. Nu, sunt departe de televizor. Mă scuzați. Am înțeles. Deci pe pământul... bunicului și tatălui dumneavoastră s-au făcut niște acte de proprietate de către primărie, nu pentru părinții dumneavoastră. Dar... Mai ne auziți? Alo, ne mai auziți, domnule Ciocoi? Vă așteptăm să reveniți. Mai avem telefon sau revenim la întrebarea mea? De testament vorbeam. Da. În ce măsură și cum înlătură de la moștenire deci, rezervă, moștenitorul rezervatar? La noi, noțiunea de testament nu este foarte des utilizată de către oameni în general. Mulți, probabil pentru că se gândesc că testamentul poate fi făcut doar la notar și că e scump. Alții pentru că pur și simplu nu au suficiente bunuri sau nu simt nevoia să lase anumite sau partea patrimoniului lor către alte persoane. În general, la noi ajung să facă testament persoanele care nu au moștenitori de descendenți, care nu au copii. Dar... Și în general oamenii bogați, vreți să spuneți. Exact, exact. Care au ce să lase sau vor să stabilească din timpul vieții ce se întâmplă cu moștenirea lor sau cu masa, cu bunurile acumulate în timpul vieții. Sunt foarte multe situații în care, din cauza faptului că, nu știu, dispozițiile testamentare nu sunt foarte clare, după moartea defunctului, în loc să lămurească lucrurile, mai degrabă le încurcă. Da. Dar spuneam că foarte multe persoane au impresia că testamentul poate fi lăsat doar sau există poate fi doar făcut doar în fața notarului. Poate fi făcut doar în fața notarului. Nu, există și testamentul holograf, dar condiția este ca acesta să fie scris, semnat, scris integral și semnat, datat de mâna celui care lasă testamentul. Cu martor sau fără martor? E indicat să fie și un martor, doi martori, mai e bine. Oricum, acest testament se deschide la data deschiderii succesiunii, se menționează într-un proces verbal de către notar spre neschimbare, ca să nu cumva să fie alterat, și el are valoare, la fel ca și testamentul autentic. Adică aceea de a gratifica un anumit moștenitor sau o anumită persoană care astfel devine moștenitor. Doar că atunci când testamentul este holograf, riscul de a genera anumite probleme ulterior sau de a fi în situația unei exprimări neclare este mai mare. Am văzut situații în care testamentele erau aproape indecifrabile pentru că scrisul era de așa manieră. Altele în care anumite dispoziții testamentare erau chiar contradictorii.
Acestea sunt situații în care sau pot reprezenta indicii pentru când, indicii ale unor stări avansate de, de boală, de demență, de lipsa unui discernământ, un discernământ afectat, să-i spun. Da? Și atunci, deci avem cele două categorii de testament, testament holograf, testament autentic. Cel autentic se face la notarul public. Despre celălalt, după următorul telefon de la domnul Gheorghe Mihai din Germania, dacă am înțeles bine, bună seara. Bună seara. Vă rog, vă ascultăm. Doamna avocată, am o singură întrebare la dumneavoastră. Sunt din comuna Cernica, Ilfov. Vă rog. Am 5 copii acasă în România. Să vă trăiască. Să mă trăiască. Vă mulțumesc rămâne și dumneavoastră. Mulțumesc. Am înțeles că intră în România iarăși în stare de urgență, dar nu mai putem veni de sărbători acasă. O, Dumnezeule, ce întrebare! Nu știe nimeni, numai Dumnezeu știe ce se mai întâmplă și ce ne oferă viitorul. Deocamdată nu este vorba de așa ceva. Da, am sunat să vedem și noi la TVR, anunță într-una să închide București după data de 1. Nu știu să se fie anunțat așa ceva. Dar să știți că eu sunt avocatul dumneavoastră, dânsul este membru al baroului avocat. Dar nu, deocamdată nu am auzit așa ceva, dar ați auzit asta că se închide Bucureștiul? Nu, și eu cred că se vor lua aceste la acest măsuri. Moment nu cred că poate cineva să estimeze ce se va întâmpla de sărbătorile de iarnă. Pentru că e posibil să avem carantină peste 2 săptămâni sau e posibil să nu avem deloc. Nu se știe la Dumnezeu acest moment. Știe, exact. Da. Cred că nici conducătorii nu știu ce vor face de Crăciun. Sau ce... Vă rog. Și problema a doua. Vă ascultăm. Eu aici în Cernica, unde stau, am un domiciliu în care locuiesc din 1969, moștenirul. Cum pot proceda și eu să pot face acte pe acest domiciliu? Deci tatăl meu e decedat, am 5 copii, sunt comunal legitim cu soția și nu știu cum pot proceda să fac actele. Nu pot să actul fac de proprietate este pe numele tatălui dumneavoastră? Cred că nu are. Bunicii. Bunicilor dumneavoastră. Da, e moștenire de la bunici. Am înțeles. Și tatăl nu a făcut succesiunea tatăl dumneavoastră? Nu, am făcut noi, frate, între noi succesiune, dar nu știu ce a ieșit la succesiune, că eu n-am niciun nac, nu am nimic, frate, mei îmi spune într-una să mergem să facem acte, că îmi dă mie că nu stau acolo. Eu deci ați fost împreună la un notar public după ce v-ați pierdut tatăl? Da, dar în comuna Pantrimon. Bun. Și la acel notar public ce s-a întâmplat? Ce ați dezbătut? Moștenirea după părintele dumneavoastră? Da, dar doamna notar mi-a spus că deoarece sora mea care ieșea din capătul lui 14 la Cora, în Pantelimon, are un apartament proprietate personală, a spus că și locuința din Cernica e să trece tot ei, deoarece are o proprietate. Bun, și notarul a atribuit imobilul respectiv în care locuiți dumneavoastră, sorei dumneavoastră, sau doar aceasta a fost poziția exprimată de soră și notarul a suspendat procedura? Nu pot să vă dau niciun răspuns, că nu știu. Eu în primărie figurăm toți frații și eu plătesc în primărie. Bun. Și pe frații mei. Deci, din ce îmi spuneți dumneavoastră, cred că situația este în felul următor. Acest imobil în care locuiți dumneavoastră în Cernica de... din 1969, acest imobil a aparținut bunicilor care n-au lăsat un testament pentru tatăl dumneavoastră și pur și simplu el a fost probabil, în afară de tatăl dumneavoastră, mai este vreun moștenitor al bunicilor? Tatăl a mai avut frați? Da, a avut 2 frați, dintre care unul este în viață, dar din câte am înțeles eu, bunicii au cumpărat 5.000 de metri pătrați, dintre care am împărțit la fiecare copil. Am înțeles. Bun, situația e destul de neclară din ce îmi spuneți dumneavoastră.
Iar recomandarea în această situație ar fi cel mai probabil să contactați un avocat. Noastră, e normal să nu știți ce trebuie să faceți, însă un avocat care îi prezentați situația și actele pe care le dețineți și îi spuneți câți frați sunteți, cine pe cine a moștenit, poate să lămurească lucrurile astea și poate să vă spună. Putem merge la notar în continuare sau putem să mai mergem, să revenim la notar, să vedem dacă putem dezbate succesiunea la notar sau putem sau ar trebui să mergem la instanța de judecată să faceți partajul. Deci, m-am judecat cu fratele lui tata, m-am judecat 9 ani de zile. După 9 ani de zile mi s-a dat dreptul ca moștenitor al lui defunctul tatăl meu. Și sunteți moștenitor unic? Eu și surorile mele, două surori. Bun, deci înseamnă că dacă dumneavoastră și cu cele două surori îl moșteniți pe tatăl dumneavoastră, iar tatăl dumneavoastră are un drept de moștenire, probabil dacă ați spus că mai are încă doi frați sau au mai avut încă doi frați, are o treime din acea casă, trebuie să dezbateți aceste succesiuni, pentru că trebuie mers pe tulpină din generație în generație până la proprietarul bunului respectiv. De asta vă spun că situația este un pic mai complicată și este foarte des întâlnită în rândul populației, în special populației de la țară, care nu au educația necesară sau nu au mijloacele financiare de cele mai multe ori necesare să facă succesiunea atunci când trebuie și ajungem în situația în care avem trei generații care n-au dezbătut succesiunea și, evident, situația mai greu de lămurit. Și am să mai dau încă o dată sfatul pe care îl repet aproape în fiecare lună seară. Angajați-vă un avocat. Noi aici încercăm doar să vă dăm niște linii orientative. Cel mai bine un avocat cu tot dosarul în față vă va da o soluție cât mai aproape de realitate. Mai am anunțat o rubrică info la care doamna avocat Ramona Bodescu din Spania ne va vorbi despre procedura de divorț de acolo, după care revenim să încheiem discuția despre testament. Nu ne părăsiți, vom reveni în studio. În sistemul legal spaniol întâlnim două modalități de divorț, divorțul judiciar și divorțul notarial. În ceea ce privește divorțul judiciar, acesta se poate efectua în două feluri. Divorțul prin acord și divorțul prin intermediul instanțelor de judecată. Divorțul prin acord este calea cea mai puțin traumatizantă, cea mai puțin costisitoare și cea mai rapidă, ținând cont de timpul ce se scurge din momentul depunerii cererii și până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești. Pentru a efectua această modalitate de divorț, vă poate reprezenta în fața instanței un singur avocat și un singur procurador. Procuratorul exercită reprezentarea proceduală a părților în fața instanțelor și a tribunalilor. De asemenea, lucrează într-o strânsă legătură cu avocatul. Este obligatoriu ca cererea de chemare la judecată să fie însoțită de o convenție matrimonială în care se stabilesc condițiile desfacere căsătoriei și care să trateze în mod obligatoriu custodia, autoritatea părintească, regimul de vizită, pensia alimentară și nu în ultimul rând partajul. Divorțul prin intermediul instanțelor de judecată, numit divorț contencios. În acest caz, eliminată posibilitatea unui acord al desfacerii căsătoriei, soții fiind reprezentanți fiecare de propriu avocat și procurator, depun cererea de chemare în judecată la judecătoria ce aparține ultimului domiciliu al soțului. În acest caz, este nevoie ca cererea de chemare în judecată să fie însoțită de propunerea unor măsuri urgente în care se va decide custodia minorilor până la ieșirea hotărârii judecătorești. În ceea ce privește divorțul prin intermediul notarului, această formă voluntară de justiție se poate obține doar în cazul în care ne aflăm în fața unui divorț de comun acord între soți care nu au copii minori. Divorțul contencios rămâne în continuare în competența exclusivă a instanței, de asemenea ca și divorțul de comun acord.
În actul notarial trebuie adăugate toate măsurile cu privire la partaj. Soții trebuie să intervină în persoană în acordarea divorțului, neputând să fie reprezentați prin procură. Odată ce a fost semnat divorțul, notariatul trimite în format electronic divorțul la Registrul Civil. Documentele necesare pentru divorț sunt următoarele: certificatul de căsătorie, eliberat de starea civilă unde a fost înscrisă căsătoria, certificatele de naștere a copiilor, certificatul care să ateste reședința actuală sau ultimul domiciliu comun și orice document ce atestă situația economică a ambilor soți, nomina, contractul de muncă, certificat de proprietate sau declarație de venit. Am revenit în studio, mai avem un telefon de la domnul Mihai. Bună seara, domnule! Bună seara! Bună seara! De unde ne sunați? Din ce zona României? Din Craiova. Vă ascultăm. Divorțul. Nu succesiunea. Bine, dar concis dacă se poate, deoarece mai avem câteva minute doar. Ok. Vă rog. Prin căsătorie. Alo? Da, vă ascultăm, vă spuneți. Ascultăm, spuneți. Prin căsătorie, un act consimțit, putem divorța. Spuneți mai un pic mai concis, vă rog. Mai concis, prin naștere. Da. Căpătăm o cetățenie. Cum putem divorța? Da. La ce vă referiți mai exact? Care e procedura de divorț în România? Mai exact la libera exprimare de a renunța la cetățenie. De exemplu, un exemplu. Stați puțin, divorț sau cetățenie? Sunt două teme total diferite. Da, deci prin căsătorie, un act liber consimțit. Am înțeles. Ne căsătorim cu cineva. Da. Prin naștere dobândim o cetățenie. Și doriți să știți cum puteți pierde și renunța la cetățenie? Aceasta e de fapt întrebarea. Da. Faceți o comparație cu o căsătorie? Da? Am înțeles bine? Da, da, da. Domnule avocat, puteți răspunde? Acum, comparația nu e neapărat fericită, adică la fel de bine puteam compara, nu știu, cu achiziționarea unei case. Când e tot la fel de multă... Dar cetățenia se poate pierde în anumite condiții. Formalități de renunțare. Ca principiu, cetățenia se dobândește către cetățenii români prin naștere sau se poate dobândi la cerere de cei care nu sunt cetățeni români. Și de asemenea se poate pierde renunțând la cetățenia română, prin moarte se pierde și, evident, nu mai... Nu, dar se poate și renunța. Dar nu înțeleg exact ipoteza. Dumnealui dorește să renunțe la cetățenia română sau... Da, asta cred că dorește și probabil că și imaginează că nu poate. Nu, există această procedură de renunțare la cetățenie. Dar de regulă, ce am observat eu, oamenii încearcă să dobândească sau să obțină nu numai o cetățenie, ci chiar mai multe cetățenii, tocmai pentru a beneficia de drepturi din mai multe țări. Sunt și excepții, precum vedeți. Da, se pare că sunt și excepții. O concluzie la testament, deoarece ar trebui să încheiem cumva, deși n-am vorbit nici jumătate despre succesiune, dar... Concluzia ar fi așa, sau, mă rog, recomandarea mea. Dacă oamenii își doresc ulterior decesului să gratifice pe cineva, atunci să facă testament, dar să aibă în vedere să meargă la un notar, să fie foarte clar dispoziția foarte clară dispoziția testamentară, ceea ce dorește să lase, cui să lase, în ce măsură, în așa fel încât și forma prevăzută de lege să fie cea corectă, pentru că altfel... Să nu există dubii și interpretări. Exact, pentru că altfel... Oricum e un act atacabil. E un act atacabil și se poate ajunge la o situație mai rea decât ce a avut în vedere de către defunct. Și vă să dau un exemplu, dacă îmi permiteți, în situația în care există o concepție în popor, să spun așa, că actul de vânzare, cumpărare, contractul de vânzare, cumpărare este inatacabil și nu ar putea vreodată să fie desființat. Și atunci, câteodată, se întâmplă situația ca o persoană să lasă un testament pentru copii, sau pentru unul din copii, pentru ca ulterior decide
domnule, e mai bine să-i las contracte, să-i fac contract de vânzare-cumpărare. Și atunci există contract de vânzare-cumpărare, revocă testamentul, pentru că este un act oneros, da? Adică da, cu preț, ca să spun așa, pentru că testamentul e o liberalitate, un act gratuit, și contract de vânzare-cumpărare revocă testamentul și este posibil ca ulterior acel contract să fie anulat și practic ceea ce a dorit defunctul să nu se mai întâmple. Deci mare grijă și mers la specialiști, public, la notarul public, la avocat, la specialist. Da? Mulțumesc foarte mult, vă aștept și altă dată. Vă mulțumesc și eu de invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, nu uitați că ne revedem lunea viitoare și până atunci vă aștept mesajele. O seară frumoasă!